Un total de 120 de lingouri mici de aur cu o greutate totală de 3,732 kg au fost descoperite în octombrie 2019 de către un controlor într-un pachet alb cu mențiunea expediere de obiecte de valoare către Comitetul Internațional al Crucii Roșii. Aceste lingouri de aur erau ambalate într-o pungă de plastic. Ele au fost găsite într-un tren care efectua o rută de San Gal, situat la est de Lucerna, către centrul Elveției. Aurul, ce avea o puritate de 99,99%, a înregistrat joi o valoare de 56.000 de euro per kilogram. Lingourile au astfel o valoare aproximativă de 210.000 de euro. Lingourile mici de aur cântăreau un total 3.732 de kilograme. Ele au fost găsite în octombrie 2019 de către un controlor într-un pachet alb. Pentru că aurul se afla într-un colet, se poate deduce că persoana necunoscută intenționa să doneze acest aur organizației. Comitetul internațional se confruntă cu dificultăți financiare semnificative. Ele au fost amplificate de creșterea costurilor cauzate de inflație și de diminuarea generozității unor donatori. Se crede că aceste situații au apărut în special din cauza alocațiilor semnificative alocate Ucrainei. Pentru a contracara aceste provocări, Comitetul internațional al Crucii Roșii a implementat un plan de reducere drastică a cheltuielilor în valoare de câteva sute de milioane de franci elvețieni, prin semnificativa scăderea numărului de personal, relatează evenimentul zilei.ro.